Salutare, mă numesc Andrei Dinu și sunt regizorul spectacolului Pomona, care va avea premieră la finalul lunii ianuarie la Teatrul de Nord din Satu Mare. Despre textul lui Alistair McDowell, dramaturg englez, pot spune că l-am descoperit undeva la începutul anului 2018 și ceea ce m-a frapat de la bun început a fost cât de bine erau scrise scenele și cât de bine știe dramaturgul să mențină tensiunea și totodată să dilueze povestea într-o cronologie foarte interesantă, aș spune chiar cu accente bizare, și felul în care te poartă de la început până la final, în acest gen pe care eu l-am denumit oarecum sugestiv sau în încercarea de a-l descrie un thriller cu accente SF și horror, pentru că aceste ultime două dimensiuni se relevă pe durata întregului text. Am decis în cele din urmă să propun acest proiect la Teatrul de Nord și pentru că actorii cu care am avut plăcerea să lucrez se potriveau foarte bine pe cele 7-8 roluri pe care le avem în text și totodată mi se părea că este un text care poate să ridice întrebări, poate să pornească discuții, chiar dacă este ficțiune, pentru că nu cred că trebuie să ne punem întrebări doar atunci când e vorba de un documentar, ci din contră, cred că și din ficțiune putem extrage o grămadă de lucruri și o grămadă de lecții. Și asta pentru că îmi place să provoc publicul tânăr și nu numai, la un anumit tip de spectacol care jonglează cu ritmuri diferite, cu cronologii bizare și cu un anumit tip de poveste pe care poți să-ți o compui abia în momentul în care ajungi la final și ai toate elementele puzzle-ului. Împreună cu echipa de creatori, Raul Hotcaș, mișcare scenică și coreografie, Anda Pop, scenografie și Alex Miclăuș, grafică și animații, am încercat să deschidem cât se poate textul spre o viziune regizorală care pune accent foarte mult tocmai pe acest gen thriller, pe modalitățile prin care poți să porți publicul în această poveste. Ne-am folosit de un soundtrack care este, cred eu, foarte potrivit pentru tineri, pentru noua generație. Am încercat să aducem un sound foarte fresh. Am încercat, din punct de vedere vizual, să explorăm anumite lucruri pe care sper să le descopere spectatorii, chiar dacă sunt ele mai discrete sau mai evidente. Și vă aștept la spectacol și să avem parte de cât se poate de mult teatru.